Dar cu câțiva ani despre episod. Odată ajuns la Lisabona, suveranului s-au acordat toate onorurile datorate unui șef de stat, am fost primit de președintele Carmona și de primul ministru Salazar. În niciuna dintre țările pe care avea să le parcurgă de-a lungul nefericitului exil, regele nu s-a mai bucurat de o asemenea primire. Nu-i de mirare că după terminarea războiului, când a trebuit să se fixeze și el undeva, a rămas fără șovăire în Portugalia. Unde? Aici, la Estoril. În mijlocul unor oameni blânzi și amabili, înconjurat de simpatia vecinilor și ducând o viață retrasă, și-a trăit și ultimii ani. Contemporanii săi, adolescenți la începutul anilor 50, pensionari astăzi, își amintesc încă de un domn impozant care se plimba cu soția lui pe străzile din Estoril ca un simplu burghez, mergea la cinematograf, bea o cafea pe terasa cofetăriei și îi saluta pe toți cordial. Funeraliile lui Carol al II-lea, în aprilie 1953, organizate de Salazar însuși, au fost grandioase. Mai mulți regi și reprezentanți regali au condus cortegiul până la necropola dinastiei de Braganța, mănăstirea Palat, San Vicente de Fora, unde sicriul a fost așezat sub un imens sarcofag de tip roman, în marea sală a familiei regale portugheze. Vă întrebați de ce? O mână portugheză discretă a protejat destinul lui. A fost probabil mâna infantei Dona Antonia, uitata sa bunică, mama lui Ferdinand și fica timidă a reginei Maria, a doua Portugaliei, exilată la rândul ei, dar printr-o căsătorie în friguroasa Germanie, unde și-a sfârșit zilele. Buna Dona Antonia și-a pus o amprentă ciudată asupra lui Carol. S-ar zice că, obligată să părăsească Lisabona la o vârstă fragedă, ea și-a lăsat umbra pentru a-i purta de grijă nefericitului ei nepot. Iată că istoria noastră se leagă de istoria Portugaliei și de acest loc, Estoril. Stop! Ce biserică a fost? San Vicente. Oprim ca să...